Bună, dragilor! Astăzi vom lucra tabloul acesta tot vintage, folosind următoarele materiale. Hârtie cu domnișoare vintage, o pânză de pictură, am ales 20x25 pentru că o să lucrez interiorul pânzei. Puteți să alegeți în funcție de hârtie aleasă și pânză mai mare și hârtie A4 atunci. O să am nevoie de bureței, voi lucra cu Fimo uscare la aer, lac adeziv, lipiciul pentru a lipi Fimo aer pe margine, câteva catere, vopsele acrilice, bureței, foarfecă, un roller pentru a întinde foaia. Și haideți să trecem la treabă. Primul pas pe care o să-l fac este să decupez doamna mea de jur împrejur. Și voi contura cu ajutorul creionului modelul fustei pentru șablon. O să merg un pic pe lângă pentru că fusta o să o pliez și o să mai intre din lățimea fustei. Deci cam jumătate de centimetru voi mai lăsa de jur împrejur. Vom decupa conturul creionului pentru șablon. Dau cu lac adeziv pe toată suprafața unde lipesc. Hârtia mea a fost imprimată cu tuș color, deci nu cu imprimantă laser, de aceea un pic culorile au fuzionat între ele, dar nu este nicio problemă pentru că mie îmi trebuie partea de jos, o să acopăr cu Fimo. O să mai dau încă un strat de lac adeziv peste. Voi lăsa tabloul deoparte să se usuce. Între timp voi întinde o foaie din Fimo Air, cu uscare la aer, în care voi imprima șablonul de la fustă. Fimo acesta este moale și se va lipi de planșa mea, de aceea voi da exact ca la cocă, cu puțin ipsos, nu făină, ipsos voi folosi. O să lucrez marginea ramei prima oară, iar la sfârșit o să fac fusta. Voi folosi lipiciul acesta Express Glue pentru a lipi Fimo de ramă. Cât timp este Fimo încă moale, voi aplica și modele.
facem fundalul. Fundalul am ales din culorile hârtiei. Între timp lutul meu se usucă. Pentru a crea baza fustei, avem nevoie de ceva pe care să stea, un material pe care să pot să lipesc filmul. Puteți să tăiați jumătate din sticlă și să o lipiți, sau puteți să luați o grămadă de hârtie mototolită și să o lipiți pe conturul fustei, sau printr-un tub de scotch puteți să tăiați în jumătate și să lipiți una mai groasă, una mai subțire. Sau, uitați, eu am luat dintr-un ou de polistiren, am tăiat oul într-un sfert, pentru că este un sfert din ou, se potrivește exact pe fusta mea, voi lipi cu lac adeziv. Lacul adeziv aderă foarte bine de hârtie și nu trebuie un lipici special. Voi da pe suprafața bilei cu lipiciul cu care am lipit lutul. Voi lua acrilic auriu. Cu o pensulă subțire voi vopsi modelul acesta de cărlianți.
Așa a ieșit tabloul meu vintage cu doamna Victoriană. Ce am folosit? Pânza de pictură, fimocul care de aer, ștampile, hârtie imprimată, diferite culori de acrilic, lipiciul cu care am lipit fimo, burețelul, foarfecă și cam atâta. Sper că vă place. Până data viitoare, o zi frumoasă! La revedere!